El e un bărbat în vârstă de 49 de ani și a pierdut viața în timp ce lucra la un bloc aflat în construcție de pe strada Pietroasa din Deva. Victima a căzut de la etajul 6 în casa liftului și era chiar administratorul unei firme de construcții din Vâlcea. Inspectorii ITM au demarat cercetările și, în plus, ca urmare a neregulilor constatate, au închis șantierul. Accidentul a avut loc la un bloc în construcție din municipiul Deva. Un subcontractor al contractorului general, al antreprenorului general SC Acomines, a efectuat lucrări de placare a unui tavan în holul de acces către apartamente, în apropierea casei liftului, casa a liftului care nu era asigurată corespunzător. Aceștia lucrau pe un fel de schelă improvizată formată din blocuri de sau baloți de polistiren peste care erau așezate niște scânduri. La un moment dat, lucrătorul în vârstă de 49 de ani, care era și administratorul firmei, dar avea funcția de director de societate comercială, s-a dezechilibrat, a căzut pe spate în casa liftului de la etajul 6. Ambulanța sosită la fața locului a constatat decesul, chiar dacă s-au efectuat manevre de resuscitare. În primele concluzii vor fi după finalizarea cercetării în principiu, dar ca și măsuri preliminare noi am luat măsura asistării întregului șantier pentru alte deficiențe constatate la fața locului, ca exemple schele neconforme pe exteriorul clădirii și neasigurarea teraselor, așa ziselor balcoane, pentru eventuala cădere de la înălțime. Bineînțeles și pentru neasigurarea casei liftului la momentul respectiv. Cercetările continuă.